Începe un nou sezon Survivor România. Tot Daniel Pavel va fi prezentator. Pe ce post se va difuza de data aceasta? După un sezon patru mai puțin reușit al celui mai urmărit reality show din România, cei de la ProTV au venit cu Survivor All Stars și au reușit să fie lideri de audiență cu absolut toate episoadele. Au fost multe schimbări de regulament pe parcurs și dezvăluiri din culise pe conturile de Instagram Viperele Vesele și Ancasun dar chiar și așa postul a reușit să-și mențină fidel publicul. Survivor All Stars s-a terminat frumos, cu zan învingător. Faimosul a avut parte de o susținere imensă din partea fanilor. Chiar dacă Ian Custerp s-a bucurat de o promovare mult mai intensă în emisiunile Pro TV. Într-un final, voturile au fost lăsate libere și s-a impus cel mai bun dintre concurenți. Daniel Pavel a prezentat din nou exemplar show-ul și va fi gazdă și în sezonul următor. Cu toate că au existat multe zvonuri conform cărora Survivor România va reveni la canal D, toate speculațiile au fost tranșate joi seară, la sfârșitul finalei Survivor All Stars. S-a dat start preselecțiilor pentru un nou sezon Survivor. Prezentatorul a anunțat că deja se dă startul preselecțiilor pentru noua ediție. Este clar că sezonul 6 se va difuza tot la ProTV și probabil va fi pe post din luna ianuarie 2025. Ținând cont că ediția câștigată de Dan Ursa nu a fost atât de interesantă, motiv pentru care a și fost schimbat producătorul turc care s-a ocupat de tot în trecut, probabil emisiunea va veni cu multe surprize în viitor pentru a păstra fanii conectați. Este posibil ca și Zani să primească un rol în următorul sezon ținând cont că a demonstrat că este cel mai iubit concurent din istoria Survivor. Însă există și varianta ca totul să fie complet nou în show. Vă iubesc! Acum trei ani n-am realizat nimic. Acum sunt împlinit. Sunt varul vostru. Iar voi mi ați răspuns ca niste veri de varati. I love you, Romania! A fost reacția lui Zani pe rețelele de socializare la scurt timp după ce a câștigat marele trofeu.